Bine ați venit la etalarea săptămânală pentru ascendent lună soare în pești. Și haideți să vedem ce avem pentru voi. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua a persoanei la care vă gândiți sau poate că vine cineva în viața voastră. Haideți să vedem prima etalare. Ce avem? Începem. Un 2 de monede pe invers. Doiul de monede înseamnă că pur și simplu începeți să vă pierdeți echilibrul. Dar eu cred că ați trecut prin multe și încercați să fiți perfecți în ceea ce faceți. Vedeți, asta este pajul de bâte, 2 de cupe, magicianul, moartea. Wow, o transformare extraordinară. O transformare extraordinară. Cei care merg la studii, posibil în urma unei petreceri să se îndrăgostească de cineva. Cei care merg la o petrecere în casă, acasă la cineva. Posibil iarăși să aveți de-a face cu o dragoste la prima vedere, magicianul. Aici, doiul acesta de monede îmi spune că vă pierdeți echilibrul în momentul în care vă dați seama că v-ați îndrăgostit, că pur și simplu este ceva la care nu ați mai simțit pentru unii dintre voi și moartea o veți ține secret, nu veți spune acest lucru. Magicianul, puteți să manifestați sau mai bine zis, atrageți persoana respectivă prin prezența voastră. Ce vrea să-mi spun aici? Pajul de bâte. Ați avut o mulțime de piedici atunci când ați încercat să luați o nouă direcție în viață. 3 de spade, o dezamăgire totală într-o relație. Magicianul, de fapt, va aduce fericirea prin cei din jurul vostru. Poate este familia voastră, familia voastră pot fi prietenii voștri, de cine sunteți voi mai apropiați. Moartea și împăratul, cu siguranță, aici se iau niște decizii importante și posibil să aveți mici probleme cu tatăl. Dar ceea ce am aici îmi spune cu siguranță că veți ieși din problemele respective, pentru că magicianul face totul posibil. Se repetă ceva pentru a face posibil. Treiul acesta de spade e un fel de a nu mai crede într-o iubire. Sau în iubire, în general. Asul de spade. Persoana respectivă nu comunică, 3 de monede, încearcă să găsească o soluție prin prieten să fiți împreună, își dorește într-adevăr ceva între voi, dar nu acționează sub nicio formă. Diavolul. Dar aveți o pasiune, atât voi cât și persoana cealaltă, unul față de celălalt. Foarte interesant. Ce avem aici? Luna. 10 de spade. Ați suferit foarte mult într-o relație amoroasă și de aceea e posibil să nu mai aveți încredere. Haideți să vedem ce vrea să ne spună persoana cealaltă care vine în viața voastră. Care sunt mesajele, iar moartea cu siguranță vine cu o transformare în viața voastră. Ceva se încheie. Și se încheie în ritm natural. Este timpul. Ca
care sunt intențiile persoanei respective, cine este de fapt persoana respectivă, poate fi un ex, poate fi cineva nou. 9 de bâte. Este cineva care încearcă să comunice cu voi. 5 de monede. Are impresia că au fost lăsați deoparte. Posibil să fi fost o divergență între voi, dar ei vă respectă și știu că voi aveți dreptate. Pentru că ei vă văd pe voi ca pe o împărăteasă. Și respectă. Iar turnul, posibil într-adevăr să fi fost o ceartă între voi. Ce avem la bază? Marea Preoteasă. Își doresc foarte mult să aibă o relație. Dar în același moment, voi fi sinceră, persoana respectivă are tendința de a controla, de a conduce totul. Și asta nu este o relație de dragoste, ci pur și simplu o obsesie. Haideți să vedem ce vrea să ne spună. Iar împăratul poate fi energia unui berbec. Avem într-adevăr împărăteasa, dar este ceva la care îi place să conducă. Poate fi șeful, managerul, oricine. Persoana respectivă, 8 de monede, încearcă să găsească o soluție de a comunica cu voi, 5 de monede, 7 de bâte. La rândul lor se schivează sau poate se apără în fața, știu eu, ceva la care într-adevăr îi atenționați. 7 de cupe. Poate pentru ei au visat cu ochii deschiși la o relație cu voi, dar nu au anticipat ce se poate întâmpla. Dorința lor este să fie cu voi. Acum, bineînțeles, depinde de voi. Voi. Regele de monede. Pentru unii dintre voi, posibil să aveți un partener, parteneră. Sau... în urma acestei dezamăgiri a venit deja sau apare cineva în viața voastră și este exact persoana pe care o așteptați. Regele acesta de monede, vă este teamă, chiar și cu acest rege, vă este teamă să nu se întâmple același lucru cu ceea ce s-a întâmplat în trecut. Este o persoană tăcută, calmă, puțin mai greoaie, dar este sigură. Patrul acesta de cupe. Deci n-am avut cărțile inversate. Patru de cupe, asta înseamnă că voi dați la o parte toată suferința. Iar acum știți să anticipați și veți acționa. Marea Preoteasă, echilibru. Reluați, sau mai bine zis, obțineți echilibru. La început, voi ați avut 2 de monede, v-ați pierdut echilibru. În momentul în care apare cineva cu o inimă blândă, calmă, partener, deci nu voi spune masculin, feminin, pentru că sunt energii mistice. Și câștigați această energie a săgetătorului, Arhanghelul Mihail, împăcarea cu voi și Marea Preoteasă, atunci nu mai dați importanță și nici nu vă mai gândiți la trecut. Este ca și cum ați ierta instantaneu. Pentru că aveți iubire în viața voastră și vă recâștigați echilibrul. 2 de monede, cineva dintr-o viață anterioară vine în viața voastră. Da, e posibil într-adevăr să fie și un ex, dar e posibil cineva care s-a maturizat și care apare acum pentru că știe ce vrea. Ce avem pentru voi
de la oracolul iubirii. Ce avem pentru voi de la oracolul iubirii? Wow! Chimia, voi lua numai prima carte. Deci există chimie între voi doi, o atracție deosebită. Care va duce la o relație. Poate unii dintre voi chiar vă mutați unul la celălalt. Iar aici încă o dată, controlul. Vă aduceți aminte de împărat? Îmi spune control. Fie este vorba despre voi, fie este vorba despre persoana cealaltă. Atunci când există control, nu e iubire. Iubirea este să fii lăsat liber, să ai încredere și să iubești cu adevărat. Și lăsați prietenii să vă ajute pentru că veți avea o mare surpriză. Exact ceea ce spuneam la început. Posibil să fie la o petrecere în casă la niște prieteni. Această întâlnire magică. Mai bine, la revedere și ne auzim!